La Curtea de Argeș, depunerea cererilor de înscriere a copiilor în grădinițe pentru anul școlar 2013-2014 se va face din luna aprilie. Criteriile după care vor fi validate solicitările sunt apropierea de domiciliu, existența fraților în grădiniță, apropierea locului de muncă al părinților sau al susținătorilor legali. Pentru anul școlar 2013-2014 vom începe înscrierile în luna aprilie. Și pentru grădinița noastră și pentru structură. Care sunt condițiile în care un copil se poate înscrie la dumneavoastră? Un copil trebuie să împlinească vârsta de 3 ani la 1 septembrie 2013. Fiecare părinte trebuie să depună un dosar cu copia de pe certificatul de naștere al copilului, o adeverință de salariat și vor completa o cerere tip pe care o vor primi de la noi, de la grădință. De fapt, este un contract încheiat între unitate și părinte. Pentru asigurarea transparenței procesului de înscriere, directorii unităților de învățământ preșcolar vor afișa la vedere și îi va informa pe toți cei interesați în legătură cu perioada pentru reînscrieri sau înscrieri, capacitatea grădiniței, numărul de copii aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2012-2013, numărul de copii reînscriși sau înscriși zilnic în perioada dedicată acestor operații.